Bună seara, dragii mei! Sunt Anica Șerică, gazda voastră, și în această seară am un invitat special. Un om care și-a dedicat viața mării și navigației. Invitatul meu este un marinar cu o vastă experiență, care a călătorit pe oceanele lumii, trăind aventuri fascinante și acumulând povești incredibile. Așadar, vom discuta despre viața pe mare, provocările și bucuriile acestui stil de viață și vom afla cele mai memorabile momente din cariera sa. Rămâneți alături de mine pentru a descoperi secretele și frumusețea meseriei de marinar alături de Marian Latiș, șef mecanic maritim. Bună seara, Marian! Bună seara, Ani! Iată-ne față în față într-o mare provocare. O provocare nu doar pentru tine, Marian, ci și pentru mine. Ne cunoaștem de ceva ani buni, de curând chiar făcând majoratul, această relație a noastră. Ne cunoaștem de pe vremea când zâmbetul meu era asemeni zâmbetului soției tale. Ne cunoaștem de pe vremea când timpul meu se măsura în voiaje. Timpul pentru mine nu mai are unitate de măsură de aproape 8 ani. Dar despre asta vom vorbi un pic mai târziu. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi în această seară alături de noi și aș vrea totuși să te întreb, unde este echipamentul, domnule șef mecanic? Încă o dată, bună seara, Ani, și echipei tale. Felicitări pentru ceea ce faci. Sunt încântat și onorat de invitația pe care mi-ai făcut-o, aceea de a fi părtaș emoțiilor pe care le creezi, le transmiți prin emisiunea ta Povești de Poveste. M-ai întrebat de uniforma mea. După cum vezi, este pe mine, însă e o comandă specială, are două fețe. Ia, povestește-ne, te rog. Tresele sunt, când sunt acasă, sunt nevăzute, sunt pe partea cealaltă, pentru că acasă nu mai sunt șef mecanic, ci sunt soț și tată. Soț și tată, subaltern. Iar ceea ce se vede nu e o cămașă, ci o cămeșă sau ie. Și care sigur are o istorie. Are o istorie, evident. Este, după cum știm, cămeșile portul național românesc, iile, ca și aceasta, au fiecare povestea lor. A fost cusută cu drag, cu trudă, în susuri de doine, undeva la o fabrică în China. Glumesc. Categoric, evident. Da. Nu pot să nu fiu ironic văzând ce este în ziua de azi pe tarabele din localitățile noastre. Nu. E clar că este autentică. Continuu este autentică și mi-a fost dăruită de tatăl meu, Nicolae, al lui Gheorghe Asăie din Sadova. A fost lucrată de o vecină de-a noastră pe care am salutat-o de curând, Lelea Zaharica, al lui Nicolae Botă. Pentru că la noi, în Sadova și în multe alte sate românești, cred cu siguranță că e bine să oamenii... Cred că zona din care tu vii, da, este? Este comuna Sadova, județ Suceava, în nordul țării, frumoasa Bucovina. Nu pot să nu spun și frumoasa Bucovina, pentru că nu este doar părerea mea, ci și a tuturor celor care trec pe acolo, vizitează. Da. Și cum spuneam, oamenii sunt recunoscuți prin apelativul
gen Nicolae alu Gheorghe Asâi, pentru că dacă ar fi spus Nicolae Latiș, mai sunt poate cel puțin o duzină cu acest nume de familie și atunci când spui Marian alu Nicolae, trebuie să Gheorghe specifici Asâi, concret al cui. Al cui, evident. Iar acolo este de fapt esența, nu? Rădăcina este... Și face diferența? Din ce am spus, rădăcina este bunica mea. Sia de la Anastasia, care era mama bunicii mele. Dar n-ai venit doar cu cămeșa. Ai venit însoțit și de un ștergar. Și de un ștergar. Hai să spun de ce am venit, Ani, cu încă un accesoriu, pentru că sunt într-o postură inedită. Este prima oară când mă aflu în fața nu unei camere, cred că sunt mai multe camere, de aceea încerc să privesc doar la tine ca să nu fiu copleșit de emoții și atunci am mai adus un obiect familiar, ștergar, ca să creez un spațiu mai aproape de... Acasă. Casă. Acum iarăși fac o glumă, am vrut să aduc și o perdea de acasă, să o instalez aici, nu m-a lăsat Melania. Soția. Am glumit. Ștergar, da. Este important că ți-ai creat un spațiu aici, cât vei sta împreună cu noi, că dorința mea este să te simți ca acasă. Acum, Marian, aș vrea să urmărim împreună următoarele imagini. Cu drag. NAV 9000 is NYK's unique safety standards, derived from international safety rules, customer requirements, a review of past accidents and problems, and technical know-how gained through NYK's many years of experience. As an NYK vessel enters port, the group's safety superintendents meet on board with captains and chief engineers to go over safety management systems. Ei, te-am trimis un pic pe navă. Da, m-ai trimis și nu pot să nu încep cu un oftat. Pentru că ai menționat mai devreme că ne cunoaștem de un număr de ani. Se face îndată majoratul cunoștinței noastre. Tot de atunci îl cunosc și pe regretatul Stere. Da, apar și eu acolo. Eram un tinerel de 34 de ani la prima funcție de șef mecanic și da, am primit vizita unei echipe de filmare de la compania japoneză unde profesez și în ziua de astăzi, NYK, companie care, în paranteză fie spus, a fost înființată în 1885. La anul va împlini 140 de ani. Sunt onorat să fac parte din cei care profesează la NYK. Da. Marian, nu puteam să încep altfel. Căci asta este povestea noastră. Nu de multă vreme am primit mesaje de la oameni care ne urmăresc și care au întrebat la modul direct pe când povestea ta, Ani. Mi-am propus să găsesc o modalitate prin care să transmit oamenilor povestea mea. Tu nu te afli întâmplător aici, deși marinari sunt mulți. Tu ești unul special, nu doar pentru mine și pentru copiii mei, ci și pentru soțul meu, căci despre el este vorba, iar o parte din tine este alături de el și alături de noi este el. Și aș vrea astăzi, în această seară, să încercăm ca, dincolo de ecran, să ajungă exact ceea ce simțim noi amândoi în acest moment, Marian. Căci știu că ești un munte de emoție, iar Stere de dincolo de nori este tare mândru de tine și nu numai pentru astăzi. O să vorbim noi pe parcursul emisiunii. Te-am lăsat fără cuvinte?
Oricum nu am multe cuvinte la mine, la cum mă cunosc, fiind de factură mecanic, nu am multe cuvinte atunci când sunt pe mare, în timp ce îmi exersez profesia. Dar da, emoția este mare pentru că fără voia mea am fost atunci în 2016, noiembrie. Lasă-mă mai târziu. Mai târziu. Despre octombrie 2016, da. Vorbim mai târziu. Da. Am să rog regia să ne dea imaginile cu activitatea ta pe mare. Să ne întoarcem puțin acolo. Nu de alta, dar vreau să te scot din zona în care te afli în momentul ăsta, că avem timp să intrăm. Mă ajută să-mi gestionez emoțiile. Așteptăm filmulețul? Bun. Aș vrea, te rog, să îmi spui, de ce marinar? De ce ai ales să vii din Bucovina și să te faci marinar? Hai să precizăm că ai fost și șef de promoție, printre altele. Că ce e important, numele tău se află și acum pe peretele Universității Maritime. Știu că nu-ți place să vorbesc despre asta, dar n-am cum altfel. Este un motiv de mândrie, trebuie să recunosc. Așa este, am absolvit în 1995, iar unul din motivele pentru care, într-adevăr, numele meu mi-a fost scris în dreptul anului 1995, este Melania, frumoasa mea soție, draga mea soție, care este alături de mine și acasă și pe mare cu gândul, pentru că eram prieteni în timpul facultății și am simțit că fizicul nu este un atu în ochii ei și atunci am realizat că ar fi un atu rezultatele la învățătură și recunosc că am plusat ca să o impresionez. Deci să înțeleg că ai ales să te faci marinar doar pentru a o cuceri pe soția ta? A, nu. Mă întorc un pic în Sadova. Uite, chiar acum pe ecran rulează imagini cu activitatea ta. Eram deja șef mecanic după... Cam tinerel șef mecanic. 10 ani pe mare, da. Da. Mi-am dat examene la timp. Priceput și cu vechime. Da, mulțumesc pentru laude, Ani. Aici, la 45 de ani, îmi aniversau colegii ziua de naștere. Eram în Valparaiso, da? Ar fi mult de povestit. Avem timp și avem pentru timp. Asta, dacă atunci, nu în seara asta, cu altă ocazie, cu siguranță. Pe coasta de vest a Americii de Sud, eram pe o navă mare, port container, și am primit o mare surpriză. Da, aici, într-unul din concedii, am vizitat Muntele Athos, da. A fost un concurs de împrejurări, iar ce se vede în imagine este un cadou inedit pe care l-am făcut unei verișoare din San Francisco, America. Știind că o voi revedea, stabilisem să ne revedem după 25 de ani, i-am adus o iconiță de la Muntele Athos, iar în dreapta este o floare presată, culeasă de mine, din grădina Maicii Domnului, cum mi se mai spune, și muntelui Athos. Hai să ne întoarcem, Maria, la istoricul ăsta al alegerii meserii de marinar. Da, promit să spun cum m-am făcut marinar. Suntem patru frați în familia mea, eu sunt al doilea, fratele meu mai mare, Nicu, Didi, cum îi spunem noi, a dat admitere la marină, nu a fost să ia examenul și următorul am fost eu, probabil că modelul fratelui mai mare. Ulterior, el a
continuat studiile la aviație și în momentul în care urma să ceară repartiție, mi-a spus așa: Bibane, eu fiind mai mic, mă alinta, Bibane, ai adică grijă. Adică te făcea mare. Da, da, uite, n-am realizat. Un ochi, fiind de psiholog, observă ceea ce un mirean nu o face. Bibane, vei lua admiterea la marină, pentru că ți-ai propus să faci asta, ca să fim împreună în Dobrogea. Noi, fiind născuți, crescuți, copilărie în Bucovina. Nordul Moldovei, da, în Bucovina. Și asta m-a motivat odată în plus, încât este adevărat că și liceul mi-a fost de mare folos. Am avut privilegiu să studiez la Liceul de Matematică Fizică Dragoș Vodă din Câmpul Moldovenesc și iarăși mare privilegiu să am diriginte profesor de matematică Piticar Mihai, care ne-a învățat matematică, ne-a făcut să o iubim. Ne chema la el acasă pe unii dintre noi, fără niciun fel de interes, dacă îți vine să crezi. Da. Iar spre finele liceului, începând din clasa 11-a și apoi a 12-a, dădeam teze de 3 ore, nu simțeam că este ceva greu, încât la admiterea la facultate a fost o formalitate, aș putea spune. Da, mă și văd în 1990 în gara din Constanța cu un rucsac plin de cărți și caiete studențești scrise mărunt, cu trudă, recunosc. Învățat, să ne aducem aminte, și la Lumina Lămpii în anii dinainte de 90. Da. Dar ne-am trăit și copilăria cu vârf și îndesat. Dacă vom avea timp. Avem timp și cu siguranță o să ne ocupăm într-o emisiune specială doar despre copilăria ta, cât știu că ai povești, chiar de poveste. Și uite, ca să putem trece un pic mai departe, să ne spui unde te-ai cocoțat la propriu anul trecut și ai ajuns vedetă în revista companiei la care tu navigi, aș vrea totuși să-mi spui un singur episod amuzant, că toate sunt amuzante ale tale, din copilărie. Și te las să alegi tu. Un episod amuzant din copilărie? Mm-hmm. Ai fost și tu copil, Maria, nu? Adică vreau să... Am fost și sunt. Eu încă sunt în copilărie. Mă bucur că ai recunoscut. Sunt puțini care recunosc. Da. Apropo de ce ai spus tu, unde m-am cocoțat, da, sunt născut și crescut la munte, dar revin, meritul Melaniei. Melania fiind soția ta, e bine soția să precizăm, mea, așa. Tulceancă, la origine. Meritul ei a fost că datorită ei și unui verișor, mare iubitor de munte, Cătălin Țuțuianu, datorită lor, am urcat pe vârful Rarău, am urcat pe vârful Jumalău, care erau la doi pași de mine. Eu am așteptat ani ca să te ia urc. Cineva de mână, da, să urce cu pentru tine. Pentru că eu îi vedeam de jos și probabil că inconștient îmi spuneam, de ce ar trebui să urc acolo? Îi văd, sunt aici. Îmi dai un exemplu de peripeție pe care ai trăit-o în copilăria ta? Mi-e greu să aleg. Prima care îți vine în minte este cea mai potrivită. Da, sunt copleșit de ele, Ani. Îmi place să-i duc pe invitații mei în acea zonă. Da. Căci emoția cu care mă intersectez atunci când ei povestesc e una rară. Să-ți povestesc o poznă de care... Serioasă. Da. O poznă serioasă. Uite, nu știu dacă am făcut bine să-i mai povestesc și Sabinei, fetița noastră, care acum are 14 ani, când era mai mică, îi povesteam. Și cred că eram un bun povestitor, pentru că în fiecare seară eram obligat să-i spun povești la culcare. Și spunându-i poveștile mele din copilărie și păreau atât de reale, ulterior, crescând și ea, am mai făcut câte o poznă. Și venea la mine și îmi spunea, tati, te-am depășit? Și îi spuneam, aproape să mă ajungi. Da, când părinții mei trudeau
să-și ridice o casă și au ridicat o casă frumoasă în care am crescut frumos noi cei patru băieți. În spatele casei era o groapă cu var, unde stingeau bolovanii de var și făceau material pentru a zugrăvi în pereții casei. Noi copii fiind și învățați de unii mai mari, mai cu știință, că dacă pui într-un recipient bucățele, pietricele de var nestins în apă și le pui dobul bine, o să aibă loc o reacție chimică. De care noi n-aveam habar, dar am trecut la fapte. Ne-am făcut încălzirea, cu ghilimele, cu o construcție temporară, unde vecinul nostru, Nea Ilie, își făcea nevoile când venea să ridice și el căsuța, nu locuia acolo. Am pus un astfel de recipient în WC-ul, care și așa stătea într-o rână să cadă, și n-am apucat să închidem ușa și să punem zăvorul, că în câteva secunde au sărit vreo 4 scânduri din el, iar interiorul era zugrăvit proaspăt. Da. Deci asta a fost doar încălzirea. A. Dacă am văzut că funcționează, am îndopat o sticlă și mai bine. Și pentru că eu eram capul răutăților, sper ca Sabina să nu se uite la emisiune prea curând. Așa. Unul dintre tovarășii de joacă au spus, cine are curaj să urce pe casă la Cutanei? Cutanei fiind unul din prietenii noștri un pic mai mari și care nu era de față atunci. Și să dea drumul la sticlă pe horn. Eu am sărit primul. Nu gândeam ce ar fi urmat să se întâmple. M-am cucuțat pe bordeiul, pe acoperișul bordeiului lui Cutanei, cum am putut, și ca o pisică, în 2 timp și 3 mișcări, am fost lângă horn. Am dat drumul la sticlă. Și ce-a urmat? Am coborât. Au trecut câteva secunde bune, au mai trecut câteva secunde, probabil că pusesem dopul prea strâns. Și apoi a urmat întâi un colb. A ieșit pe horn și apoi au ieșit cu toții din casă, ca furnicile, strigând ce s-a întâmplat, că șparhetul de la sobă, șparhetul în regionalism, la noi înseamnă plită, a sărit cât colo, până în tavan. Da. O altă zugrăveală care nu era prevăzută. Maria, aceeași față angelică o aveai și când erai mic? Da. Cu asta plusam, pentru că și acasă, când făceam câte o poznă, Didi, fratele mai mare, își lua toate ponoasele. Pentru că ne întreba cine. Eu aveam fața de nevinovat, o față de mironosiță, da? Iar Didi, el, ochi albaștri, o figură mai proeminentă. Mai, da. El a fost și tu un zero pentru mine. Da. Deci ai făcut multe. Și când a văzut cât e de urât tu un zero, i s-a făcut milă și pe mine nu m-a mai tuns. Deși meritai, meritam, pe deplin. Meritam. Spuneam, deci e clar, ți-a plăcut cocoțatul, apropo. O, da, cred că de acolo mi se trage. Ba pe casă, ba da. Pe... anul trecut, știu că te-ai cocoțat sus de tot. Aș vrea să ne povestești, dar înainte aș vrea să vedem câteva imagini. Ah, ok. Povestește-ne, da, te rog, în unde prima... te-ai cocoțat anul trecut? Am vrut să văd Japonia de sus, din punctul cel mai înalt, pentru că de la nivelul mării erai am sătul. Tot văzut-o... Da, nu eram sătul, toți marinarii, dar... când coboară, da, se îndreaptă spre casă. Spre casă, e adevărat. Asta mi-a spus și Melania. Băiete, vino acasă. Ce cauți tu acolo fără mine? Am pentru înțeles. Că ea este mare iubitor de cărări de munte.
I-am spus, urcă în primul avion și te aștept la Nagoya. Cum a fost experiența, Marian? Unde am coborât de la navă, acolo mi s-a încheiat un contract destul de obositor. E puțin spus, destul de obositor. A fost cu peripeții, Ani, dacă n-ar exista uitarea, ne-ar fi foarte greu să revenim pe mare. Și totuși, câteva, două, trei, patru experiențe cu furtuni, din care nu știi dacă mai scapi. Îmi amintesc, îmi vine în minte, una din ele este cea de anul trecut. Eram în Marea Arabiei, după ce descărcasem 6.000 de mașini în Marea Roșie. Comandantul era la prima lui comandă și și-a primit botezul mării cu vârf și îndesat. Da. Au fost două zile și o noapte teribile. Grele. Grele. Experiența mi-am pus-o pe hârtie după ce a apărut soarele și la propriu și la figurat, pentru că soarele l-am văzut la răsărit în țara lui Soarele Răsare, în Japonia, unde, cum spuneam, mi-am încheiat contractul în Japonia. S-au liniștit apele și în afară și apele sufletului și mi-am propus, era un gând mai vechi, să văd Japonia de sus, să urc pe cel mai înalt vârf, pe muntele Fuji. Exact cum se vede acum. Da, norii rămăseseră în urmă, am avut și norocul unei zile superbe. Era anul 2023, la un an după ce s-a terminat pandemia și lumea din lumea largă era nerăbdătoare să urce, pentru că e o destinație, știm bine, și mai ales pentru japonezi, are și o conotație religioasă. Aș spune echivalentul ceahlăului de la noi, pentru că o să vorbim și de forma aceea de piramidă pe care umbra muntelui o lasă la un moment dat peste covorul de nori. Da. Te-ai simțit mai aproape de Dumnezeu? La fel ca acasă, la fel ca pe mare. Pentru că ești mereu aproape de El. Mulțumesc că spui asta. Marian, spuneai că dacă n-ar exista uitarea, ne-ar fi greu să continuăm, inclusiv vouă, celor de pe mare, să vă întoarceți și să o luați de la capăt acolo. Aș vrea să-mi relatezi o experiență plăcută. Că știu că pe mare se întâmplă și lucruri frumoase. Prima care îți vine, aș vrea să mi-o povestești un pic. Ascult. Ani, și la două noapte, dacă m-ai fi sunat, să-ți relatez o experiență plăcută din viața pe mare, tot aceeași mi-ar fi venit în minte, și anume, anul 2008. Finele anului, când în decembrie mi-a venit ideea, fiind pe nava Rea Leader, unde navigam împreună cu Stere, mi-a venit ideea să-mi invit soția la navă. Știind că nu are prea multe obligații, în acea perioadă nu aveam copil, deși eram căsătoriți de 12 ani și numai eu știu cum îmi duceam emoțiile și așteptam să se întâmple și la noi. A venit la portul Pireu cu gândul să stea la bord pentru 10 zile. Nava urmând să acosteze în câteva porturi europene. Barcelona, Southampton, în Suedia, în Bremerhaven, Germania. După care se coboare din ultimul port și noi să ne continuăm voiajul. Mai aveam cam o lună din contract.
lucrurile au decurs altfel, pentru că nu era, știi cum se spune, omul propune și Domnul dispune. Foarte cele 10 zile s-au făcut 2 luni. Melania a fost Moș Crăciun la vapor. Echipajul, în mare parte pe Oceanele Lumii, este alcătuit din băieți din Filipine. Filipinezii erau, au o fire a lor aparte, sunt foarte copilăroși. Erau siderați. Toți erau prezenți, inclusiv șeful mecanic. Și totuși mai era cineva prezent. Chiar Moș Crăciun. Și cum spuneam, ocolind Africa de Sud, a fost un concurs de împrejurări și nu ne-am mai întors pe la Suez și Marea Roșie. Am trecut și prin furtuni foarte mari, mi-aduc aminte, chiar comandantul, dragul nostru prieten Eugen Herzog, avea probleme de echilibru și de stări de rău. Au consumat toate pastilele, el și cu Melania. Cine le dădea? El le dădea. Da. Deci n-aș putea spune că am vreo experiență mai plăcută, mm-hmm, totuși decât aceea. Mm-hmm. Și mai ales trebuie să o spun, mm-hmm, în ajunul Crăciunului în 2008. Stere ducea darurile pentru moșul. Stere era renul moșului. Și el a fost primul care i-a spus Melaniei și a fost o premoniție care s-a adeverit: la anul, burtica ta va fi reală. Și într-adevăr, am ajuns la Singapore în februarie, eram deja, am mai zăbovit și acolo încă 5 zile, atât ni s-a permis să mai stăm și ne-am întors acasă. Trei. Chiar și acum glumesc cu Sabina, spunându-i: Sabina, tu ai mers cu nașul cu avionul, n-ai plătit bilet. Nu știam. Am aflat la o lună că vom fi trei. Minunat. Și încă ceva. Când a fost să-i alegem numele, am zis, hai să fie un nume care să înceapă cu litera S, de la Singapore. Și de la stele. Depinde, da, de la cine să, de la care să, da, vrei. E clar că viața pe mare presupune provocări și am convingerea că n-au fost puține de-a lungul timpului și am convingerea că au fost momente când cu certitudine te-ai gândit că n-ar fi rău să renunți. Poți să-mi spui cum e viața asta pe mare? Când lucrurile nu stau așa grozav? Când ajungi să te întrebi dacă mai vreau să navig? Mai pot să navig? Da, sunt clipe și clipe, momente și momente. Suntem o mână de oameni, până la urmă, pe o coajă de nucă, de cocos. Dacă îmi permiți. Te rog. O arăt eu. Da. Sunt momente când simți nevoia să faci ceva cu mintea ta, cu mâinile tale și poate că am moștenit o mică parte din talentul familiei, din partea mamei, doi unchi din partea ei au fost și sunt tâmplari, lucrează în lemn și am remarcat că e foarte relaxant să fac ceva. Da. Obiectul pe care l-ai arătat mai devreme este un trofeu pe care l-am făcut pentru a-l oferi câștigătorul unui campionat de tenis de masă. Se știe că este cam singurul sport pe care îl putem practica la bordul navei. Da. Așa, un trofeu pe care tu l-ai făcut. Da, l-am făcut. Și să înțeleg că l-ai și dobândit la final, păi ai câștigat. Mi-a plăcut cum a ieșit și m-am străduit să-l aduc acasă. Și atunci am câștigat campionatul.
Marian, da. E clar că ai găsit o nișă în care poți să te ascunzi, în ghilimele, și să creezi. Ce se întâmplă? Pentru că ai punctat mai devreme cu mintea marinarului atunci când nu are astfel de preocupări și îl cuprinde tristețea. Căci este greu pe mare. Trebuie să recunoaștem asta. Și vreau să o spună un marinar care mie în față mi-a spus-o de multe ori. Așa este. Începând cu anul 2013, am avut cinstea să fiu propus de către domnul Florin Urzicianu, general manager al companiei filiala România, să fiu parte a programului de cadeți. Pentru că, trebuie să o spun, compania japoneză investește într-un mod aparte, construiește nave școală, trimite cadeți pe mare nu de capul lor, ci însoțiți de un instructor, că e comandant, că e șef mecanic. Și apropo de ce spui tu, am remarcat la mulți dintre cadeți și mai ales la firicei aceia care vin din Filipine la 19 ani, că sunt frozen, cum spunem noi. Și este expresia aceea, get him out of the shell. Nu-l lăsa să stea în carapacea lui, ajută-l să se integreze, să se exprime, să crească. Cu toate astea, Marian, ai ceva ani pe mare, da? Destui. 25. Aș vrea să ne spui cu sinceritate, nu te-a cuprins tristețea niciodată? Învoiaș fiind? Nu odată. Îmi aduc aminte cu ani în urmă, comunicarea era așa cum era. Nu existau telefoane mobile, nu exista internet. Să trimiți o scrisoare cerea multă logistică, mult efort, ajungea după o lună, poate chiar după două luni. Contractele erau mai lungi. Era foarte important atmosfera de la navă. Mi-aduc aminte că cel mai lung contract al meu a durat 9 luni de zile, dar n-aș putea să spun că a fost cel mai greu. Și apropo de scrisori, am primit o scrisoare de la Melania, care a făcut o lună și jumătate. A fost trimis, puțin și ajungeai acasă. Da. A fost trimisă în Germania, la sediul firmei unde lucram atunci, și am primit-o în Cape Town, în Africa de Sud. O citeam ca pe un desert. Nu vreau să se termine. Ai simțit vreodată că ești aproape prieten cu depresia? Când te aflai la navă? Poate pentru scurt timp. Important e că nu pot spune că rămâneam mult timp acolo. Acolo e secretul. Da. Am să-i rog pe colegii mei din regie să pregătească filmulețul și să îi dea drumul, iar apoi să discutăm pe baza lui. Nu. Te-au tăiat toate căldurile când ai văzut filmulețul. Norocul că meșa asta lucrată de tanti Zaharica, Lelea Zaharica, care are multe orificii, e ventilată. Da, recunosc. Imaginile că erau emoții. Din 2018. Da. Când uite, am să fac așa o scurtă prezentare înainte de a ajunge la filmulețul cu pricina. În 2016,
Așa cum am mai spus-o de câteva ori, viața mea s-a schimbat. Atunci nu a plecat doar stere din viața mea și a copiilor mei, ci și o parte considerabilă de oameni, că mi-e greu să-i numesc prieteni, oameni care au considerat că dacă stere nu mai este fizic, nu mai au niciun rol în preajma mea și a copiilor mei. Sunt foarte puțini prietenii care au rămas alături de mine și de copii, iar tu ocupi un loc aparte. Imaginile respective sunt la 2 ani după moartea lui Stere. Povestește-le tu, te rog, telespectatorilor, despre ce e vorba acolo. Ce cauți tu în viața mea după 2 ani de la moartea lui, în 2018, în viața mea și a copiilor mei? Da. Eram pe o navă. În perioada aceea era primăvara lui 2018. Mi-am adus aminte și numele navei, Atlas Leader. Un fel de sora navei Antares Leader, pentru că am văzut acolo numele Antares și nu întâmplător. Pentru că ultimele zile din viața lui Stere s-au petrecut pe nava Antares Leader. Cum spuneam, eram în voiaj după ce am plecat din Japonia și mă îndreptam spre America să descărcăm mașini japoneze, Toyota, către coasta de vest americană. Nu mai știu în ce împrejurare am aflat și cu bucurie am aflat că veți ajunge în America pentru a fi premiați. Premiați, da. Este vorba de un premiu pe care l-a obținut Mihaela. Da. Împreună cu domnul profesor Maga de la Liceul Ovidius din Constanța. Un om deosebit pe care l-am cunoscut și eu. Un om special. Iar proiectul poartă numele, căci încă îl poartă, al navei pe care Stere a fost atunci pentru ultima dată. Proiectul se numește Antares. Tu ai aflat despre această premiere în Statele Unite, Los Angeles, și ce ai făcut, Marian? Da. Nu încerc să-mi amintesc precis cum am aflat, pentru că ți-aduce aminte că am amintit la una din întâlnirile când îți lansai o carte, am recitat poezia lui Blaga, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Nu știu cum se întâmplă, dar știu că sunt anumite taine, sunt peste înțelegerea noastră și le las acolo să fie. Am aflat. Asta este important și mi-am propus, pentru că tot ajungeam cu nava cu doar 2 săptămâni înainte de a ajunge voi acolo, recunosc că am făcut un pic de investigație discretă ca să aflu la ce hotel urma să fiți cazați. Și mi s-a părut o ocazie prea frumoasă ca să nu... Să o ratezi. Mă folosesc de ea. Am lăsat totul la navă, vă descurcați, știți ce aveți de făcut? Nu! Ba da, știți? Nu! Am luat un taxi, am luat un tren, am luat un tramvai și în final am luat acel autobuz pe care scria Sheraton și care era shuttle bus-ul dintre o suită de hoteluri din acea zonă. Da, am ajuns la recepție, am spus că nu eu sunt sau urmează să fiu cazat, ci prietenii mei din România, vreau să le las un mesaj și un mic suvenir pentru unul din copiii tăi, Dimi, care urma să împlinească o vârstă 11 ani. Frumoasă atunci, da. Pe genunchi am scris bilețelul și mă bucur că l-ai păstrat, mi-ai trimis și mie o
fotografie. Nu am cum să nu păstrez așa ceva și nu are cum Dimi să nu păstreze așa ceva. Căci mesajul venea mult mai de departe, dar e adevărat, venea prin tine. Da, eram un mesager. Într-adevăr. Chiar uite, aș ruga colegii să ne pună bilețelul pe ecran. Da. Acum cuvintele sunt ale tale. Iar am fost copleșit de emoții, Ani. Mi-ai transmis și emoția din ochii tăi înlăcrimați. Iarăși am mulțumit în gând Leli Zaharica pentru cămeșa pe care mi-a făcut-o. Da. Ce pot să spun? Spune-mi, uite, vreau să-mi spui câteva cuvinte despre prietenul tău, Stere. Alea care îți vin în minte acum. Primul cuvânt este cel pe care l-ai spus și tu, prieten. Da, ne-am cunoscut în 2006. Am venit împreună în același an la companie. El era ofițer 2, eu eram ofițer 1. Prin natura funcțiilor noastre colaboram foarte strâns. Da. Era un om jovial. Îl iubeau colegii filipinezi, îl iubeau ofițerii, colegii noștri români. Da, am avut o bună colaborare. Ne făceam meseria fiecare cum știam mai bine și seara ne recream. Era ca o mare familie. Da, nu se retrăgea fiecare în cabina lui. Nu, eram împreună și la locul de muncă eram împreună și seara. Da, era foarte glumeț. Revin iarăși la momentul 2008, când
eram vecini, da, cu cabinele. Venea seara, cabinele noastre aveau ușa deschisă în permanență. Este un obicei, oricând ești accesibil, oricând cineva are nevoie de tine, ușa este deschisă, la propriu și la figurat. Venea cu un pahar gol în mână. Vecina, n-ai niște zahăr, dar niște ulei, n-ai vecina? O întreba pe soția, Melania. Da, metre, avea el o vorbă. Metre, ce faci, metre? Ce mai facem astăzi? Da, ne completam bine între noi. Îți simt emoția, Marian, și trebuie să ți-o recunosc și pe-a mea. Căci, așa cum spuneam la început, e o provocare nu doar pentru tine, ci și pentru mine. Însă, am o întrebare pe care m-am gândit. Dacă o pun astăzi, ți-o adresez astăzi și vreau să o fac, căci simt că trebuie să o fac. Pentru că probabil nu întâmplător ai adus aminte tu de octombrie 2016. Asta a fost un semn că trebuie să-ți pun această întrebare. Puțin știu, așa cum spuneam că ai rămas prietenul lui Stere, numai că ai fost nevoit în acea noapte de 30 octombrie 2016 să vii cu soția ta în fața porții mele și să fii cel care îmi dai vestea morții lui. Cât de greu a fost pentru tine, căci pentru mine nu a fost greu. A fost contactul cu infernul, a fost schimbarea drumului în viața mea, a fost tot ce se putea să fie mai rău în momentul ăla. Cum a fost, Marian, să-mi dai vestea morții prietenului tău și soțului meu? E peste cuvinte, Ani. Era o zi de duminică. Aveam în vizită pe moșul Nicolae, cum îi spun nepoții acum, pe tata. Venise cu trenul la noi. L-am lăsat împreună cu Sabina, care avea 6 ani atunci, iar eu cu Melania aveam bilete la un spectacol de operă la Teatrul din Constanța. Exact în clipa în care am ieșit de la spectacol, am primit un telefon de la companie. Am rămas puțin în urmă. Nu mi-a venit să cred. Reacția mea a fost... Am înghețat, efectiv. Mi-au înghețat reacțiile, sentimentele. Am ajuns acasă teleghidat. Nu știu când au trecut minutele acele... 15-20. Am reușit să maschez destul de bine. Cum spuneam, eram înghețat. Atât i-am spus Melaniei, lasă tot, trebuie să mergi cu mine undeva. Și-a dat seama că este ceva tragic. Și am reușit să-i spun în câteva cuvinte, trebuie să mă însoțești pentru că îmi vei fi de mare ajutor. În paranteză spun că Melania mulți ani a lucrat la Palazul Mare, la clinica de psihiatrie. Și m-am gândit că m-ar ajuta să-mi gestionez emoția și să gestionez momentul. E peste cuvinte, Ani. A acceptat să mă însoțească. Am făcut doar câteva minute până am ajuns la intrarea pe strada Vlai cu Vodă, unde locuia înainte, numărul 18. 18, câți ani
au trecut de când ne cunoaștem. Și n-am spus la nimeni atunci, dar mergând cu pași măsurați, dacă s-ar fi putut o veșnicie să treacă până când ajung în fața porții tale, realizam un lucru. Uite câtă liniște și pace e pe stradă la ora asta, la 10 seara, cam atât era ora. Și din momentul în care noi vom trece pragul acestei case, liniștea va dispărea și va veni neliniștea. Ca să nu spun mai mult, pentru că au trecut nu 3 zile, cum se întâmplă în tradiția noastră ortodoxă, ci 3 săptămâni în care tu l-ai așteptat. N-am putut să spun. Tu ai ieșit, am spus Ani la telefon, te rog să ieși până afară, ai simțit că e ceva rău, n-am putut să spun. Ai simțit că e ceva legat de stere care plecase de puțin timp pe mare. Melania mi-a fost de ajutor și a spus cuvânt cu cuvânt, prinzându-te de după umeri, îmbrățișându-te. Cred că a fost o îmbrățișare în 3. Atât ți-a spus, stere nu mai este. Da, a fost o emoție foarte puternică. Te-ai mai intersectat vreodată cu astfel de emoție? Nu, evident nu. Citesc știri, mă văd și aud, dar există un mecanism care ne protejează la ajunge un prag puternic de emoție. Evident, aici era vorba și de o relație apropiată. Stere, îți era prieten, doar coleg de muncă. Da. Da, și cele 3 săptămâni care au durat până când Stere a ajuns totuși acasă, cum a ajuns... În care, trebuie să spunem, ai fost în fiecare seară alături de mine și de copii. Da, așa cum o făcea și soția lui Gianni, el fiind pe vas, un alt coleg de-al vostru și prieten bun. L-am privegheat 3 săptămâni alături de tine și de cei foarte apropiați ție. Trebuie să recunosc că au fost foarte mulți care da. Au venit atunci. Da. E adevărat, după ce s-a terminat cu așteptarea celor 3 săptămâni și după ce s-a dus dincolo de nori, trebuie să-ți spun că s-au înjumătățit rândurile, dar despre asta, Marian, trebuie să-mi promiți acum că vom vorbi data viitoare. Căci nu întâmplător, doar am atins niște puncte, niște subiecte pentru a le lăsa timp să crească, să le putem dezvolta de acum înainte. Așa cum spuneam, nu a fost întâmplător să ne întâlnim în viața asta și nu a fost întâmplător ca Stere să navige cu astfel de oameni care au ales să îi rămână prieten și când el a hotărât să plece. Vreau să-ți adresez o ultimă întrebare și știu că vei fi la fel de sincer și îmi vei răspunde. Când povestea ta se va sfârși, căci la toți ne vine rândul într-o zi, ce ai vrea să spună cei care rămân despre tine? Ce poveste ai vrea să spună? Cânta frumos la muzicuță. Trebuie să recunosc că asta o vom face cu siguranță data viitoare, ca să le și demonstrezi telespectatorilor, căci nu știi doar să modelezi, nu știi doar să cânți la muzicuță, la chitară și alte instrumente muzicale,
ci și scrii, și până acum ai scris o colecție impresionantă de povești pentru copii, făcută special pentru fetița ta. Dar te rog să-mi răspund sincer, Sabina, ce poveste ai vrea să se spună despre tine atunci când povestea ta se va sfârși? Povestea unui marinar. Aș completa cu capul în nori, pentru că n-am fost doar la propriu cu capul în nori pe Muntele Fuji, ci sunt în fiecare zi cu capul în nori. Sper, toți marinarii sper că, cred că au... Sper că la modul pozitiv. Capul în nori, uneori, și picioarele mai puțin pe pământ, căci da, stau pe apă. Da. Îți mulțumesc, Marian, din inimă și aștept cu nerăbdare să ne terminăm povestea într-o altă ediție sau alte ediții, căci avem multe de povestit. Îți mulțumesc! Eu îți mulțumesc, Ani. Dragii mei, iată ne ajungi la finalul călătoriei din această seară prin povestea de viață a unui marinar. Am descoperit împreună provocările și bucuriile unei vieți petrecute pe mare, aventurile și sacrificiile care fac parte din cotidianul celor care aleg acest drum. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și ca întotdeauna, vânt din pupa.